Cu prețuri record la energie electrică, românii sunt nevoiți să strângă cureaua și să facă economie de curent. Pentru a reduce factura de energie electrică, specialiștii ne recomandă să ne instalăm panouri fotovoltaice și să ne producem singur curentul pe care îl folosim. Sau măcar să investim în gadgeturi care ne ajută să evităm risipa, cum ar fi senzorii de mișcare pentru iluminat sau termostatele pentru aparatele de aer condiționat. Dintre toate bunurile și serviciile, energia electrică s-a scumpit cel mai mult în ultimul an, cu 25% potrivit statisticilor oficiale. Pentru a scăpa de facturile uriașe, specialiștii din sector ne recomandă să ne luăm soarta în propriile mâini și să ne instalăm panouri fotovoltaice. 10 panouri sau 3 kW instalați. Pentru un consum mediu al unei locuințe, îți poți reduce factura la jumătate. Investiția inițială este undeva la 20.000 de lei. Cu inclusiv partea de invertoare, cablu și tot ce ai nevoie. Cei care au făcut acest pas nu regretă, deși investiția inițială se amortizează în circa 10 ani. La mine vine factura câteodată minus, sau poate zero, acum vara. Iar o să vedem. Investiția e mai mult pentru mine, pentru viitorul meu și pentru copiii mei. Și cei care nu au posibilitatea să își instaleze panouri fotovoltaice își pot reduce factura de curent cu ajutorul unor gadgeturi de ultimă generație. Aici avem un întrerupător inteligent care poate controla toate corpurile din casă individual, iar aici avem un senzor de intensitate luminoasă și de prezență care poate să oprească iluminatul după perioada de timp când nu detectează prezența sau poate prioritiza iluminatul natural. Un alt lucru pe care ne putem monta este un termostat inteligent care îți reglează temperatura și de asemenea își dă seama atunci când ai plecat de acasă, dacă ai uitat aerul condiționat pornit, ți-l poate închide automat. Sunt aceste contactoare magnetice care ne pot spune dacă am lăsat geamul deschis și atunci închide automat aerul condiționat. Consumatorii non-casnici, firmele, nu prea au însă cum să evite scumpirile și cel mai probabil vor transfera costurile suplimentare clientului în produsul final. Dânsii trebuie să producă. Neproducând, automat ies din piață. Nu există altă variantă. Nu există o componentă pe care să o înlocuiești cu energie electrică. Apare o perioadă în care ori nu vom avea anumite produse, ori vom avea produse foarte scumpe. Prețul energiei electrice ar urma să crească cu 20-30% în 2022, potrivit reprezentanților Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei.